Ministerul Apărării Naționale a scos la concurs 2725 de posturi de soldat gradat profesionist. Cei care doresc să îmbrace haina militară trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți până la data începerii programului de instruire și cel mult 50 de ani până la data încheierii primului contract de angajare. În total, 2725 de posturi de soldat gradat profesionist au fost scoase la concurs de către Ministerul Apărării Naționale, potrivit unui anunț de pe site-ul său. Candidații trebuie să fie absolvenți cel puțin a învățământului general obligatoriu sau să facă dovada absolvirii acestuia până la data începerii programului de instruire. Candidații care optează pentru arma auto trebuie să posede permis de conducere pentru categoriile B și C. De asemenea, condiția aceasta este necesară și pentru arma geniu, însă doar pentru specialitățile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto. Candidații care se află în rezervă trebuie să fie de acord să renunțe la gradul dobândit anterior și deținut ca rezervist după angajarea în armată. Nu în ultimul rând, candidații care optează pentru profesia de soldat și gradat profesionist în arma aviației, specialitatea însoțitor de bord paramedic, trebuie să dețină o diplomă de absolvire a unei școli sanitare post-liceale.